Bună ziua, dragii mei! Astăzi vom face rezolvarea problemei 11 dată la evaluarea națională de la finalul clasei a 6-a din anul școlar 2021-2022. Să facem cunoștință cu Andrei și cu colega lui Sara, care ne vor însoți pe parcursul acestui material. Să vedem problema. Cheile zărneștilor reprezintă un canion îngust, de unde se poate ajunge la platouri Măgura, Cabana Curmătura și munții Piatra Craiului. Un grup de elevi vizitează canionul în trei etape, parcurgând în total 9600 de metri. În prima etapă, elevii au parcurs două treimi din lungimea drumului. În etapa a doua, elevii au parcurs 25% din rest și încă 600 de metri, iar în etapa a treia, elevii au parcurs distanța rămasă. Calculați câți metri mai au de parcurs elevii în etapa a treia. Deci traseul are 9600 de metri. În prima etapă, elevii au parcurs două treimi din lungimea acestui traseu. Deci 2 supra 3 din 9600 de metri este egal cu 2 supra 3 înmulțit cu 9600. Simplificăm 3 cu 9600 și ne dă 3200, și aici 1, deci egal cu 2 ori 3200, egal cu 6400 de metri. Deci în etapa 1, elevii au parcurs 6400 de metri. În etapa a doua, elevii au parcurs 25% din rest și încă 600 de metri. Deci haideți întâi să calculăm restul după prima etapă, înseamnă 9600 de metri minus ce s-a parcurs în prima etapă, 6400 de metri, egal cu 3200 de metri. În etapa a doua, elevii au parcurs 25% din acest rest, adică din 3200 de metri, plus încă 600 de metri, egal cu 25%, se scrie 25 supra 100, din înseamnă înmulțit cu 3200, plus 600. 25 pe 100 putem simplifica cu 25 și ne dă 1 supra 4 ori 3200 plus 600, egal cu 3200 împărțit la 4, obținem 800, deci e egal cu 800 plus 600 egal cu 1400 de metri. Iar în etapa a treia, elevii au parcurs restul distanței rămase. Deci aceasta este etapa a doua, iar în etapa a treia, din totalul drumului de 9600 de metri, au parcurs în prima etapă 6400 de metri, iar în etapa a doua 1400 de metri. Deci egal cu 9600 minus 7800 de metri. Și dacă efectuăm diferența, egal cu 1800 de metri parcurși în etapa a treia.
Cei doi copii se întreabă dacă pot să rezolve și altfel această problemă. Andrei propune să rezolve cu ajutorul metodei grafice. Deci întregul traseu este de 9600 de metri. Îl reprezentăm cu ajutorul unui segment. În prima etapă, elevii au parcurs două treimi din lungimea traseului. Înseamnă că 9600 de metri îl împărțim în trei părți egale și ne dă egal cu 3200 de metri fiecare segment. Dar, în prima etapă, elevii au parcurs două treimi din acest segment. Deci înseamnă că luăm două bucățele din cele trei. Deci 2 ori 3200 de metri egal cu 6400 de metri parcurs în etapa 1. Deci 6400 de metri pentru etapa 1. În a doua etapă, elevii au parcurs 25% din rest. Deci acesta este restul. Și parcurge 25%, deci 25 supra 100, simplificat cu 25 înseamnă 1 supra 4. Înseamnă că acest rest, acest segment îl împărțim în 4 părți egale. Tot segmentul era de 3200 de metri, împărțit la 4, egal cu 800 de metri. Deci un segmentel este de 800 de metri. Dar au parcurs 25% din rest și încă 600 de metri pentru etapa a doua. Deci înseamnă 800 de metri, un sfertul, plus 600 de metri, egal cu 1400 de metri, parcurs în etapa a doua. Deci 800 plus încă 600. Aceasta este etapa a doua. În etapa a treia a parcurs restul distanței. Să vedem, acesta este restul. Deci după primul rest, care era 3200 de metri minus ce a parcurs în etapa a doua, 1400 de metri, au rămas de parcurs pentru etapa a treia, 1800 de metri. Deci aici au rămas 1800 de metri de parcurs în etapa a treia. Vă propunem să rezolvați problema 11 din al doilea caiet al elevului. Cei doi copii vă mulțumesc pentru ajutor și vă urează succes în continuare. Iar eu vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!